întâlnim jucători cu experiență. E un moment prielnic să ne arătăm valoarea. Practic, cu acest fel de jucători te poți compara, nu cu jucători care se pun pe două linii, jucători care îți pun probleme și care trebuie să le rezolvi și astfel putem să demonstrăm că merităm să jucăm în Liga 2. Chiar dacă în ultima vreme a iscat controverse după ce a plecat de la antrenament pentru că nu și-a primit banii, Sevaciuc s-a revanșat în teren. În ciuda poziției retrase pe care o ocupă în teren, Seva a adus un punct de la Roman și a deschis scorul în meciul cu Delta Tulcea. Am reușit să înscriu, deși am declarat că vreau să înscriu golul victoriei. Nu fac din asta ceva special. Nu, dacă voi avea să dau pas, voi fi într-o situație cu siguranță, voi pasa pentru a înscrie alt jucător mai sigur, dacă va fi într-o poziție mai bună. Na, sper să înscriu și golul victoriei, poate că l-am așteptat prea mult. Sevaciuc este în momentul de față jucătorul divizionarei a treia CFR Rapid, fiind împrumutat pe Areni până în vară. Fundașul se află la a doua aventură la cetatea după ce în 2005 a pus umărul la prima promovare a galben-albaștrilor în Liga a doua.